Binecuvântarea Domnului, binecuvântarea Domnului este măsurată de ascultare. Ascultăm de Domnul, Domnul dă binecuvântare. Și reciproca este valabil. De aceea, câtă vreme stăm lângă Domnul, El nu-și ne înșală așteptările și credincioșia Lui. El este credincios celui care se teme de El. Și îl binecuvântăm și cu această clipă și acest moment. El binecuvintează pe tânăr, pe micuț și pe cel mare. Dacă îl părăsim, și El ne părăsește. Dacă îl căutăm, El se lasă găsit din toată inima, fie-i slăvit numele Lui. Amin. Vreau să mulțumesc pentru bunicul care e aici prezent, Domnul să-l binecuvinteze, care în viață și e martor a unei lucrări pe care Domnul a lăsat-o. Rodul pântecelui este răsplata dată de Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Amin. Copii, tineri, iubiți casa Domnului, Domnul vă dă binecuvântare, vă dă familie, vă dă copii, vă ține în brațul Lui. Nu iubiți pe Domnul, suportați consecințele. De aceea îndemnul meu este să căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Există o vreme acum și aici ca să căutăm pe Domnul din toată inima. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Nu vă supărați pe mine când mă întreb.